Cinci copii instituționalizați din județul Giurgiu și-au petrecut sărbătorile de iarnă în sânul unei familii, grație campaniei Ia-mă acasă de Crăciun, demarată de Ministerul Muncii și Televiziunea Română. Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, după lansarea campaniei, 7 persoane și-au exprimat intenția de a lua acasă un copil, dar ulterior au renunțat la idee, atunci când și-au dat seama că este posibil să nu poată respecta toate cerințele. Doar două familii, una din nordul județului și alta din municipiul Giurgiu, au prezentat documentele necesare. 4 copii, 2 frați de 10 și 11 ani și alți 2 frați de 11 și 12 ani au fost luați acasă de Crăciun de o familie dintr-o localitate rurală a județului. Deci o familie a luat acasă 4 copii. Un alt copil de 7 ani a fost luat acasă de Crăciun de o familie din municipiul Giurgiu, care are un copil de aceeași vârstă cu copilul din casa de tip familial. Încă de la demararea campaniei au existat reacții negative, motivul principal fiind impactul psihologic asupra copiilor. Specialiștii au spus atunci că ar fi de preferat ca părinții să țină legătura cu micuții, pentru a nu fi afectați de faptul că după ce au petrecut câteva zile minunate în sânul unei familii, au fost uitați și de noua familie. Pentru copii este important ca legătura să fie păstrată cu familiile care au luat acasă de Crăciun. Pot să vă spun că familia care a luat acasă 4 copii, în scurt timp, după aproximativ o săptămână, i-a vizitat pe copii și le-a adus fructe. Copiii au ajuns în familiile de ocazie în data de 23 decembrie 2013 și au revenit în casele de tip familial în 5 ianuarie 2014.